Pe măsură ce iarna trece și se instalează primăvara, creștinii știu faptul că ne apropiem din ce în ce mai mult de cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, anume sărbătoarea învierii Domnului nostru Isus Hristos sau Paștele creștin. Această sărbătoare centrală creștinismului este mereu precedată de ceea ce numim Săptămâna Sfântă sau Săptămâna Mare. Suntem astăzi la doar câteva zile de debutul acestei perioade speciale de sărbătoare pentru Biserica creștină și îmi doresc foarte mult să parcurgem, foarte pe scurt, importanța acestei săptămâni pentru biserica noastră. La scurt timp după nașterea bisericii creștine, unii dintre ucenicii Domnului nostru Isus Hristos au început să sărbătorească evenimentele care au marcat ultimele zile din viața pământească a Domnului și Mântuitorului nostru. Cu trecerea timpului, această practică a devenit din ce în ce mai răspândită în biserică. Astfel a luat naștere ceea ce astăzi numim Săptămâna Sfântă, o perioadă de timp specială care ne vorbește despre evenimentele care au avut loc începând cu intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim și până la învierea sa dintre cei morți în Duminica Paștelui. Aceste evenimente mai sunt cunoscute sub numele de Patimile Domnului, deoarece, în cea mai mare parte, ele sunt despre suferința și moartea pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a îndurat pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Săptămâna Sfântă debutează întotdeauna cu Duminica Palmarum sau Sărbătoarea Florilor, cum o mai cunoaștem noi românii. Este vorba despre duminica premergătoare sărbătorii învierii Domnului. Duminică în care ne amintim de intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, un eveniment istoric pe care îl găsim relatat în Matei la capitolul 21, în Marcu la capitolul 11, în Luca la capitolul 19 și în Evanghelia lui Ioan la capitolul 12. În acea duminică, citim faptul că ucenicii și mulțimile au tăiat ramuri din palmieri și și-au aruncat hainele pe drum pentru a arăta că au înțeles faptul că Iisus din Nazaret este Mesia, fiind împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de a restaura un rege evreu pe tronul lui Israel. Liturghia Bisericii Luterane Confesionale Sfânta Maria din Brașov pentru Duminica Palmarum va fi celebrată duminică 24 martie începând cu ora 10 și jumătate. Culoarea liturgică pentru această sărbătoare este culoarea roșie, iar după cum vedeți, biserica este deja pregătită. Culoarea roșie vine să vorbească despre patimile lui Hristos pentru mântuirea noastră. Săptămâna Sfântă conține apoi trei mari sărbători pe care biserica noastră le observă și pe care le cunoaștem sub numele de Triduumul Pascal. De fapt, aceste trei sărbători sunt considerate ca fiind cele mai importante și sfinte sărbători ale creștinismului. Este vorba despre sărbătorile numite Joia Mare, Vinerea Bună sau Vinerea Neagră și Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos sau Paștele Creștin. Toate aceste trei sărbători și-au originea în creștinismul timpuriu și sunt păstrate de către Biserica Luterană Confesională, fiind astfel o dovadă vie a faptului că biserica noastră este o continuatoare a Bisericii Apostolice. Joia Mare este sărbătoarea care marchează propriu-zis sfârșitul sezonului de post sau postul mare.
Ne aducem aminte de ultima cină a Domnului nostru Iisus Hristos, un eveniment istoric care este relatat în Evanghelia lui Matei, la capitolul 6, în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 14, în Evanghelia lui Luca, la capitolul 22, dar și în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 13. În cadrul acestei ultime cine, ne aducem aminte de faptul că Mântuitorul nostru a instituit sacramentul Euharistiei sau sacramentul altarului. Sacrament în cadrul căruia, spre iertarea păcatelor noastre și spre mântuirea noastră, Hristos însuși ni se oferă nouă cu adevăratul său trup și cu adevăratul său sânge. Liturghia Bisericii Luterane Confesionale Sfânta Maria din Brașov pentru Joia Mare va fi celebrată joi 28 martie începând cu ora 17:30. Culoarea liturgică pentru Joia Mare este culoarea alb, culoare care ne vorbește despre împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu făcute nouă în Hristos. Vinerea Bună sau neagă, este sărbătoarea care marchează mai multe evenimente care fac parte din pătimirea efectivă a Domnului nostru Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Astfel, ne aducem aminte de trădarea, de arestarea, de judecarea, de răstignirea, de moartea și îngroparea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea această sărbătoare este una a doliului, fiind ziua în care trupul Domnului nostru Iisus Hristos a fost sfânt pe crucea de la Golgota pentru mântuirea noastră și apoi a fost așezat în mormânt. Din acest motiv, majoritatea bisericilor nu celebrează sacramentul Euharistiei în această zi, ci liturghia se concentrează pe citirea Scripturii și pe predicarea cuvântului. Liturghia Bisericii Luterane Confesionale Sfânta Maria din Brașov pentru Vinerea Bună va fi celebrată vineri 29 martie începând cu ora 17:30. Culoarea liturgică pentru această sărbătoare este culoarea neagră, culoare care ne amintește sau ne vorbește despre doliu. Duminica Paștelui sau Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai importantă sărbătoare a Bisericii Creștine, fiind sărbătoarea plină de bucurie a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Este o sărbătoare care vine să ne spună că mântuirea noastră a fost pe deplin lucrată de către Fiul lui Dumnezeu întrupat. Prin moartea și prin învierea sa, Domnul Iisus Hristos ne-a eliberat din robia păcatului, a morții și a diavolului și ne-a readus în familia lui Dumnezeu ca fi și fiice răscumpărate. Liturghia Bisericii Luterane Confesionale Sfânta Maria din Brașov pentru Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos va fi celebrată duminică 31 martie începând cu ora 10:30. Culoarea liturgică pentru această sărbătoare este culoarea alb, culoare care ne vorbește despre împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu făcute nouă în Hristos și unde găsim împlinirea aceasta cea mai bine oferită nouă decât în sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica noastră vă va pune la dispoziție pe pagina oficială de internet, pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook, înregistrările video ale celebrărilor liturgice din fiecare din aceste 4 zile speciale de sărbătoare, pentru a putea să fie urmărite de către toți aceia care, din diferite motive, nu pot participa la slujbele bisericii. Pentru toți cei care aveți posibilitatea să luați parte la celebrarea liturghiei, vă așteptăm cu drag astfel, în 24 martie de la ora 10:30 pentru Duminica Palmarum, pe 28 martie de la ora 17:30 pentru liturghia din Joia Mare, pe 29 martie de la ora 17:30 pentru Vinerea Bună, iar în 31 martie de la ora 10:30 vă așteptăm să celebrăm împreună liturghia pentru Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă așteptăm cu drag la Capela Sfânta Fecioară Maria din cadrul Centrului Luteran de Caritate Brașov, din strada Mihai Eminescu numărul 10.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să vă dea o săptămână sfântă cu totul și cu totul plină de binecuvântări. Sunt Reverend Sorin Horia Trifa, pastor în Biserica Luterană Confesională Sfânta Maria din Brașov și vă las în pacea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.